Salutare și binevenit pe canalul de YouTube Mr Crypto. Pentru cei care participă activ în piața cripto, canalele de comunicare sunt esențiale. De la Twitter la Telegram, YouTube, Discord, Facebook, Instagram și chiar TikTok, putem avea acces la extrem de multe informații care să ne ajute să luăm decizii mai bune. Discord este unul dintre cele mai bune locuri pentru a obține informații, a pune întrebări și a face schimb de idei. În plus, canalele dedicate proiectelor și monedelor individuale pot fi o modalitate valoroasă de a vă educa cu privire la un protocol înainte de a investi bani în el. În videoclipul de astăzi mi-am propus să vă descriu ce este Discord, la ce folosește acesta și cum îl puteți utiliza. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto, pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok găsiți linkul în descriere. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Haideți să vedem în primul rând cum să descifrăm limbajul Discordului. Server Un server este pur și simplu termenul folosit pentru a descrie fiecare comunitate operată independent. Oricine poate să-și înființeze propriul server, începând de la un loc de întâlnire cu câțiva prieteni până la proiecte masive cu comunități de sute de mii de persoane. Acestea sunt apoi subdivizate în canale mai mici, care sunt practic camere de discuții în cadrul comunității destinate unui anumit subiect sau activitate. Canale în cadrul diferitelor servere, veți găsi de obicei camere de chat independente dedicate unor lucruri precum anunțuri de dezvoltare sau evenimente viitoare. Odată ce începeți să participați la canale și să ajungeți să cunoașteți alți utilizatori, îi puteți adăuga ca și prieteni, puteți începe chat private sau chiar servere private pentru grupuri de încredere. Găsirea unor canale de discord potrivite poate părea descurajantă deoarece pot exista un număr copleșitor de opțiuni, iar volumul de discuții în cadrul unor servere este astronomic. De asemenea, este important să fiți conștienți de faptul că multe dintre mesajele pe care le veți primi pe Discord vor fi probabil de la excroci care încearcă să vă acceseze fondurile convingându-vă să vizitați site-uri web false, să vă dezvăluiți cheile private sau fraza de recuperare sau să descărcați programe malware. Nu uitați că oricine poate lansa un server, așa că existența unuia nu trebuie să fie considerată un semn de încredere sau de autenticitate. De ce sunt importante serverele de Discord? Principala atracție a unui server de Discord este aceea de a face parte dintr-un grup mare de persoane care împărtășesc interese similare. Aceasta poate fi o modalitate excelentă de a măsura interesul social pentru un proiect și de a primi actualizări. În plus, vă poate ajuta să vă concentrați asupra subiectelor care vă interesează cel mai mult. La fel ca și cum te alătura unei camere de chat obișnuite, un server de Discord poate fi pur și simplu un loc în care să te distrezi și să te conectezi cu alți entuziaști din întreaga lume. Cu toate acestea, ar trebui să fiți atenți când faceți schimb de informații sensibile sau când faceți click pe linkurile pe care noul vostru prieten vi le trimite într-o conversație privată. Doar pentru că s-ar putea să fi împărtășit o conversație interesantă despre o criptomonedă în care amândoi sunteți dorniți să investiți, nu înseamnă că ar trebui să renunțați la procedurile de securitate de bază. Acestea includ 1. Existența unui server nu înseamnă că este de încredere 2. Nu dați niciodată nimănui pe Discord informații de conectare, cheile private sau fraza de pornire a portofelului, chiar dacă persoana respectivă pretinde că încearcă să vă ajute 3. Petreceți timp pentru a cunoaște comunitatea și liderii asociați cu un proiect înainte de a le oferi bani mai ales dacă vreunul dintre participanți pare să facă presiune asupra altora pentru a investi rapid, spunând de exemplu că ați putea pierde ocazia dacă așteptați și așa mai departe. Găsirea și aderarea la diverse servere Un aspect atrăgător al Discordului este faptul că puteți accesa aplicația printr-o aplicație pentru PC, o aplicație mobilă sau un browser web. În plus, vă permite să vă alăturați la oricâte servere doriți fără a fi nevoie să dețineți mai multe instanțe ale aplicației. În ceea ce privește aspectul Discordului, s-ar putea să vă amintească de IOL sau MSN Messenger. În acest caz, însă, fiecare pictogramă circulară din extrema stângă reprezintă un server în loc de o persoană individuală. Găsirea serverelor de Discord la care să vă alăturați depinde de proiectele care vă interesează. Canalul Discord pentru Bitcoin, sau mai exact, subredditul Bitcoin, poate fi găsit pe pagina de Reddit. În mod similar, alte proiecte proeminente de criptomonede cu un subreddit vor avea linkul oficial către un server Discord dedicat în secțiunea resurse de pe Reddit sau puteți merge pe CoinGecko căutând proiectul care vă interesează și vedeți dacă acesta deține un server oficial de Discord, tot de acolo poate fi și accesat. Cele mai bune practici comune. Atunci când vă alăturați unui server de Discord sau mai multor servere, este posibil să vă treziți cople și de notificări destul de repede. Conturile de roboți întâmpină adesea noi veniți, aceștia sunt roboți de chat, AI, care execută anumite comenzi sau sarcini, cum ar fi emiterea unui salut atunci când un nou membru se alătură unui canal sau printr-un mesaj direct, iar acesta poate fi opacoste la început. O opțiune bună pentru începători este să accesați setările serverului și să dezactivați mesajele private. Dacă doriți să vă angajați într-o conversație privată, va trebui să luați mai întâi inițiativa de a vă conecta cu persoana respectivă, dar acest lucru va împiedica spemării și potențialii excroși să vă contacteze. Cum să evitați excrocii de pe Discord? În timp ce dezactivarea DM-urilor sau mesajelor private poate reduce numărul de notificări pe Discord, acesta are un alt scop. La fel ca o cameră de chat tradițională, fiecare server Discord poate conține membrii cu scopuri nefaste. Mai exact, aceștia pot viza noi veniți pe server cu un mesaj sau un link pe care să poată da un click și care vă va pune în pericol. Nu vă încredeți niciodată în linkurile trimise de persoane necunoscute pe internet, așa cum nu ați accepta bomboane de la o persoană oricare de pe stradă, așa cum ne-au învățat părinții când eram mici. Alte bune practici comune. Același principiu se aplică chiar dacă începeți să aveți încredere într-un străin pe Discord. În timp ce unele persoane pot fi sincere, altele pot încerca să obțină informații sensibile de la voi sau chiar să vă fure criptomonedele. În schimb, concentrați-vă discuțiile pe schimbul de idei și opinii. Întrebări tehnice, angajarea în discuții în camera de chat general al serverului. Nu ar trebui să vă dezvăluiți niciodată averea personală pe Discord sau pe orice alt forum public de altfel. Acest lucru include să spui cuiva ce criptomonede de ții sau cât de multe deții. În același timp acest lucru vă poate pune o țintă pe spate și poate încuraja excrocii să-și concentreze atenția asupra voastră. Camerele ascunse ale serverelor Discord o tendință în creștere pe Discord este restricționarea accesului la server în funcție de deținerea anumitor token, NFT-uri sau alte calificări specifice. Dacă luăm ca exemplu industria de NFT-uri, utilizatorii sunt liberi să se alăture canalului de Discord al oricărui proiect. Cu toate acestea, este posibil ca acestea să nu poată vedea toate canalele accesibile decât dacă pot dovedi în mod verificabil că dețin cel puțin un NFT din colecție. Accesul la canale poate fi legat de rolurile de utilizator ale Discordului, deținătorii de NFT primind roluri speciale și astfel acces la canale ascunse de utilizatorii obișnuiți. De exemplu, titularii de NFT pot avea roluri unice care acordă acces la cadouri pentru deținătorii NFT, separat de ofertele publice, canale de chat dedicate pentru deținătorii de NFT sau acces la anunțuri și previzualizări ale proiectelor înainte ca publicul larg să fie informat. Discord este de asemenea o platformă crucială pentru a încuraja discuțiile între membrii organizațiilor autonome descentralizate, adică DAO. Un exemplu este Discordul FWB, Friends with Benefits, care este folosit pentru a găzdui evenimente, a publica buletine informative și a facilita discuțiile de grup. Cu toate acestea, se poate intra în camera de chat doar dacă deții 75 de tokeni FWB sau mai mult, ceea ce îl face un club exclusivist. Membrii acestui DAO și altor DAO-uri folosesc aceste canale pentru a discuta chestiuni legate de guvernanță, misiune și alte aspecte importante pentru comunitate. Ce părere aveți? Credeți că comunitatea Mister Crypto ar trebui să aibă și un canal de Discord? Sunteți pregătiți să dăm drumul la propriul nostru canal de Discord? Și ce ați vrea să găsiți pe serverul nostru? Aștept cu interes părerile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați că vă aștept în comunitatea Mister Crypto, pe canalele de Telegram, Twitter și TikTok, momentan, și de ce nu poate în viitor și Discord, găsiți linkurile în descriere. Nu uitați de like și subscribe, de asemenea puteți apăsa și clopoțelul. Vă mulțumesc și vă aștept cu drag la videoclipul următor.